Salutare, dragi prieteni, suntem în satul Colibaș. Am venit să o felicităm pe doamna Maria, care astăzi aniversează 74 de ani. Iar surpriza, desigur, vine din partea celor dragi. Să mergem să o felicităm! Pentru dumneavoastră și un coș cu vitamine, dar vreau să vă întreb cum credeți în partea cui vine această surpriză. Asta copil. Copil ar fi al Tania gândesc, eu. Haideți să aplaudăm. Văd eu amândouă. Și tot îmi treabă față. La mine nu poate să vii să mă spui. Secretasă. Și am să dau citire mesajul de felicitare. Dragă mama, ai făcut atât de multe pentru noi și ai pus viața la picioare celor 5 copii ce ai crescut cu greu. Dar noi îți mulțumim pentru grija și efortul cu sudare. Mai știm că ești un demn exemplu de soacră a două onorori ce te stimează. Îți mulțumim pentru cât te faci să ne împaci, să nu stăm supărați. Surprinderea cu un zâmbet, lauda de fiecare dată, cu gustul și aroma de plăcinte și pâinea caldă de cuptor, cum ne adunam când eram mici, pentru 18 nepoți și 3 strănepoți. Mămica mea, eu nu sunt alături în această zi, nici anul acesta, dar Tatiana și Ierol te fericită din îndepărtare. Tu ești înțelepciunea noastră, ești speranța noastră. Să fii mereu pozitivă și gânduri bune, să rămâi mereu la fel cu toată căldura și bunătatea ta. La mulți ani sănătoși, Dumnezeu să te păzească, te iubim și ne este dor. La mulți ani! Aplauze! Să știți că am cadou muzical pentru dumneavoastră, pentru cea mai scumpă mamă din lume. Să nu văd lacrimi în ochii dumneavoastră, doamna Maria. Cel mai frumos cuvânt rostit pe acest pământ, atât de drag și sunt mama. Ce dulce uimitor, mereu atrăgător, șoptește cu vulpor, mama. Florile de ziua ta măicuță stăruiesc, mereu senin îți doresc.
dragă mănică din lume. La mulți ani, doamna Maria, la mulți, mulți ani. Haideți să aplaudăm, să o încurajăm pe doamna Maria. Cel mai frumoase cuvinte. Și apropo, să știți că astăzi este și ziua mamei mele. Sunteți într-o zi născută. Da, la mulți ani și mamicii mele. Dacă-mi permiteți, am să-i dedic acest cântec și mamei mele. Dar nu spun câți ani are, mai tânăr. 52 de ani mama mea împlinește astăzi. La mulți ani pentru toate mamele să fie. Te rog, te rog, mamă, știu că poți să mă ierți pentru lacrimi, pentru nedormite nopți. Nu am, n-am atâtea cuvinte, tu cu inima ascultă-mă, ca mai ieri alintă-mă. Numai mama știe cum. Ce-aș fi pe acest pământ fără mama, cum aș iubi atât. Fără mama, sufletul, inima, ce-ar fi fără mama mea. Te rog, dacă-mi e bine, să ai grijă de tine, să ne avem mai mult. Iar eu voi fi fericită, știu că asta-i tot ce-ți dorești. Mamă, mulțumesc că ești. Cine mă poartă în gând? Numai mama. Cine mă așteaptă în gând? Numai mama. Numai mama știe cum. Ce-aș fi pe acest pământ fără mama, cum aș iubi atât. Fără mama, sufletul, inima, ce-ar fi fără mama mea. Aplauze! La mulți!
mulți ani, doamna Maria! Aceasta a fost surpriza pentru dumneavoastră și eu cred că a fost o surpriză frumoasă, o surpriză deosebită și copiii dumneavoastră suntem în direct și acolo, și acolo, toți filmează. Eu știu că dumneavoastră doriți să le transmiteți niște cuvinte de la mii de kilometri. Păi și să vă spui, ne mulțumesc de tot sufletul că și-ați amintit de mine la ziua asta de 64 de ani, mi-a dat Domnul sănătate și te doresc sănătate și lor poate în curând ne-o învide cu toți. Să fie așa cum a zis mama, doamna Tatiana, dacă doriți dumneavoastră să mai adăugați ceva, eu am să pun așa microfonul să audă o lume întreagă, poate mai adăugați. La mulți ani vă spunem și noi și haideți să mai aplaudăm încă o dată pe doamna Maria. Aplauze afortunate și să-i spunem cu toții. La mulți ani!